Producătorii de legume cultivate în spații protejate pot beneficia de sprijin financiar și în extrasezon dacă îndeplinesc anumite condiții. Ministerul Agriculturii a inițiat o hotărâre de guvern care prevede acordarea ajutorului de 1.000 de euro și în perioada de toamnă-iarnă 2023-2024. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024. Programul prevede că legumicultorii care înființează în spații protejate culturi de tomate, ardei gras și sau lung și sau gogoșar, castraveți, fasole, păstăi, salată, spanac, ceapă verde pe o suprafață de 1000 de metri pătrați și vor îndeplini condițiile prevăzute de prezentul act normativ, vor beneficia de un ajutor de minimis de minim 1000 de euro pe 1000 de metri pătrați pe beneficiar. Cererile se vor depune în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern. Valorificarea producției se va face în perioada 1 noiembrie 2023-31 ianuarie 2024, iar plățile se vor efectua după data de 26 februarie 2024. Documentele necesare pentru înscrierea în program sunt cererea, copie după buletinul de identitate sau cartea de identitate a solicitantului, copie a atestatului de producător valabil la 31 decembrie 2023, împuternicire, procură notarială și o copie a buletinului sau al altui reprezentant după caz, o copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului, o dovadă de cont activ de bancă, adeverință în original de la Registrul Agricol. În ceea ce privește acordarea sumelor pentru ciclu 1, a fost nevoie de o alocare suplimentară a bugetului pentru ca fiecare beneficiar să primească cei 3.000 de euro conform actului normativ. Ministerul Agriculturii are în vedere de asemenea demararea împreună cu Casa Unirea a unui program amplu în principalele bazine legumicole din România prin realizarea în următorii 3 ani a 15 centre de colectare a legumelor și fructelor. Astfel, este prevăzut ca prin acest program să se acorde sprijin pentru echipamente de încălzit și combustibil necesar, astfel încât să fie asigurată producția de legume pe tot parcursul anului. Pentru a fi eligibil la acordarea ajutorului, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cumulată de spații protejate de minimum 1000 de metri pătrați, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de tomate, ardei gras, lung, gogoșar, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde. Producțiile minime pe care trebuie să le obțină variază între 1000 și 3000 de kilograme în funcție de tipul culturii.